Fetița de 5 ani, care a fost ținută sechestrată aproape 30 de ore de către tatăl ei în Chiajna, județul Ilfov, a fost eliberată și se află acum în afara oricărui pericol. Tatăl ei, care amenința că va arunca toată casa în aer, a eliberat-o pe cea mică după ce a fost înduplecat de avocata familiei. Individul și-a ieșit din minți după ce soția l-a anunțat că va divorța și va pleca cu fetița. Asta după ce aceasta ar fi îndurat bătăi crunte. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dar nu are ce să-ți fie frică. Bă, mi-e frică, tati, că lângă tata e șobolan, tati. Nu mai e tati lângă tata e șobolan, las că stai aici lângă tati. Sunt cuvintele copilei de 5 ani transmise live pe Facebook după ce a fost sechestrată mai bine de 28 de ore de către tatăl ei. Faptul că mama fetiței l-a anunțat că divorțează și că va pleca împreună cu minora l-a scos din minți, așa că a decis să-și facă singur dreptate. S-a baricadat în casă cu tot cu cea mică și s-a înconjurat de butelii de gaz pe care amenința că le va detona. Bă, tine nu te ia. Când te ia pe tine, ne ia pe amândoi. Ne ia acolo în acela lângă tataie. De ieri, de la ora 13, pe o stradă din Chiajna, a fost o adevărată desfășurare de forțe. Mama fetiței a sunat disperată la 112 după ce a fost bătută și dat afară din casă. Alte trei apeluri au fost făcute la numărul de urgență de rudele familiei. Zeci de polițiști, mascați și negociatori au fost mobilizați după ce bărbatul a amenințat că va arunca în aer casa cu tot cu fată. Bărbatul nu a avut revendicări concrete, a cerut mâncare pentru copilă și să fie lăsat în pace de către polițiști. Ore întregi s-au chinuit negociatorii să-l înduplece. Bărbatul are grijă de minoră, nu a suferit minora leziuni corporale, se află în afara oricărui pericol la acest moment și de asemenea acesta a solicitat hrană pentru minoră, hrană care a fost dusă de către negociatorii Poliției Române, a fost oferită. Faptul că el cere ca autoritățile și serviciile de urgență să se îndepărteze din fața casei arată că se simte sub presiune și acest lucru crește riscul ca el să găsească o altă ieșire decât cea rațională. Până și rudele bărbatului au fost chemate și au încercat să vorbească cu el. Nu știu ce are în cap. Acest gest? V-a explicat cumva de ce a făcut? Nu mi-a explicat nimic. E băut la vorbă și termin la urmă. Dar mai făcut vreodată scandalul de genul ăsta să se ajungă la momente din acestea dramatice? Nu, n-a avut așa ceva. Și ce s-a întâmplat acum? E un joc care l-a avut cu nevastă sa. În general, bărbații care recurg la violențe sau la cazuri extreme precum acest bărbat poate reprezenta punerea în scena unui attempt, a unui încercări de a prelua controlul. Putem să ne întrebăm de ce acest bărbat a simțit nevoia să transmită live, să transmită acea acțiune live. Și bineînțeles că aici putem să înțelegem și că acest live este o performanță teatrală, încearcă să-și construiască o identitate publică. Bărbatul are 52 de ani și ar avea probleme din cauza consumului de alcool. Băutura i-a adus și un dosar penal după ce a urcat la volan și a fost oprit de polițiști. Vecinii îl descriu drept un tip liniștit, însă doar atunci când e treaz. La băutură. Ceea ce a mai făcut scandal? Da, familia lor, el cu nevastă s-a... Nu să mai sunt în spate. Sandaluri au mai fost pe aici? Da, nu mai făcut el. S-a dus să aplecat ea cu copilul și el s-a ajuns la tren. E vorba mai mult despre un război psihologic care se duce în interiorul psihicului bărbatului cu privire la acceptarea situației conform realității celor spuse de partenera sa de viață, respectiv faptul că intenționeze să divorțeze. Printr-un apel video, bărbatul le-ar fi arătat-o negociatorilor pe fetiță și le-a spus că este bine. Polițiștii de la forțele speciale s-au îndepărtat așa cum a cerut individul, iar negocierile s-au întins pe tot parcursul zilei. Abia după ce avocata familiei l-a sunat pe bărbat, a fost înduplecat să primească pe cineva în casă. Vă rugăm, spuneți-ne exact de ce ați venit. Și cum credeți că o veți rezolva? Nu s-a în spate. Pe calea dialogului, a negocierii. Le facem ne până facem treaba, sigur că vă dăm câte declarații. După ce a discutat cu avocata, individul s-a predat. Copila a fost preluată în siguranță de polițiști. Colega mea Adina Iliescu a urmărit acest caz încă de aseară, de când s-a declanșat criza. Este în direct cu noi acum de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean. Adina, bună seara! Spune-mi, ai vorbit astăzi cu negociatorul șef de la Chiajna. Ce ți-a spus despre cum au decurs discuțiile cu tatăl copilei? Să fie un pic de action în caz de, în caz...
Într-adevăr, Radu, am stat de vorbă cu șeful echipei de negociatori care a fost la fața locului și a coordonat întreaga desfășurare de forțe. Au fost aproape 30 de ore, cea mai lungă rundă de negocieri din istoria poliției române, timp în care anchetatorii au încercat să îl convingă pe bărbat să renunțe la planul său. A fost o comunicare permanentă și directă, spuneau oamenii legii. Ce înseamnă acest lucru? Anchetatorii au stat de vorbă față în față, printr-un geam cu bărbatul, au văzut-o de mai multe ori pe cea mică, ba chiar individul a dat asigurări că se află în afara oricărui pericol, că nu îi va face niciun rău. Totuși, spunea șeful echipei de negocieri, că au fost și momente dificile, ba chiar tensionate, pentru că ne aducem aminte de acele amenințări că va arunca totul în aer dacă nu îi vor fi respectate anumite decizii. În prima parte a zilei am văzut că bărbatul a fost mai cooperant, spuneau anchetatorii, deși niciodată n-a avut o revendicare concretă. În această dimineață le-a cerut polițiștilor hrană pentru cea mică, ba chiar i-a lăsat pe anchetatori să intre în locuință și să ia acele butelii care de altfel ne-au dat fiori că oricând situația poate escalada. De altfel, și un lucru foarte important a fost comunicarea cu exteriorul. Bărbatul a ținut legătura cu rudele, cu familia, cu oamenii care îl cunoșteau și aceștia l-au rugat să înceteze, să se oprească și să o elibereze pe cea mică, pentru că asta a fost și misiunea polițiștilor, protejarea minorului. Și am văzut că a avut succes această misiune. În momentul de față, fetița de doar 5 ani se află în afara oricărui pericol. Avocata bărbatului susținea că pentru moment va rămâne la bunică. Adina, foarte important, aș vrea să ne spui ce acuzații se aduc în acest moment tatălui în mod oficial. Dar Radu, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu situația sensibilă juridică. Pentru că, pe de-o parte, vedem că bărbatul a săvârșit fapte extrem de grave. Putem să spunem că fetița de doar 5 ani a fost prizoniera tatălui său aproape 2 zile. Am văzut acele amenințări că va arunca totul în aer, făcute pe o rețea de socializare încă de ieri, și vă spuneam și de acele tensiuni. Însă sunt foarte multe nuanțe luate în calcul de anchetator și cel mai probabil declarat relațiile bărbatului vor face lumină în acest caz. Până de curând au avut loc percheziții la locuința din Chiajna. Oamenii legii au fost acolo cu bărbatul și din clipă în clipă ar trebui să ajungă aici, la Inspectoratul de Poliție Județeană Ilfov, unde va da explicații pentru situația creată. Atunci, abia atunci, vom afla care sunt capetele de acuzare concrete și, bineînțeles, noi vom reveni cu toate detaliile. Radu, mă întorc la tine. Cântăreața Lidia Buble a fost condamnată definitiv după ce a mituit doi polițiști de la rutieră. Magistrații au decis o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru artistă. În plus, este obligată să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 3 luni. Lidia Buble a fost prinsă întâmplător după ce a sunat un prieten pentru a-l întreba despre suma pe care să o dea oamenilor legii, iar telefonul amicului era supravegheat. În același dosar, unul dintre polițiști, care a primit 450 de lei mită, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, iar în acest timp i se interzice și ocuparea funcției de agent de poliție. Vrem o țară ca afară, dar fără panouri de siguranță la metrou. Porțile care ar fi trebuit să le ofere călătorilor siguranță pe peron lipsesc, iar proiectul pilot bate pasul pe loc. În acest moment există doar un singur panou de siguranță în toată capitala. Între timp, accidentele de la metrou sunt tot mai des întâlnite. Chiar astăzi, un bărbat și-a pierdut viața, iar circulația metrourilor a fost oprită minute întregi. Asta ar fi o foarte bună metodă să îmbunătățim sistemul, pentru că este foarte ușor și din greșeală să pici pe acele șine. Uitați-vă la metrou din Danemarca, unde au acele panouri și nu se întâmplă nimic. Să vedem dacă se fac ce și la noi. Au fost promise. Multe au fost promise. Iar promisiunile au venit încă din luna iulie anului trecut, atunci când părea că preluăm exemplele din alte țări și se pune pe primul loc siguranța călătorilor. Metrorex a lansat atunci un proiect pilot pentru creșterea siguranței în stații, prin montarea unor sisteme de protecție antisuicid, cu porți speciale pe peroane. Până în acest moment a fost montată o singură astfel de poartă la stația de metrou Berceni, în direcția Bibera. Urma să se analizeze comportamentul călătorilor, dar și cum funcționează din punct de vedere tehnic. De atunci și până acum, aceasta a rămas singura astfel de poartă din capitală. Inutil. Mi se pare să pui doar o singură poartă, doar
în fața metroului și în celelalte părți, nu. Având aceste porți, practic, eviți orice pericol, să te împingă cineva, să aluneci. Să nu mai se întâmple cum s-au mai întâmplat alte accidente și cum a fost cu femeia care a aruncat oamenii la metrou. Directorul Asociației Pro-Infrastructura spune că Metrorex nici nu mai are în plan continuarea proiectului care ar fi trebuit să vină în sprijinul călătorilor, sau cel puțin în acest moment, nu în toate stațiile. Există teste și un mic studiu la Metrorex care arată că, din punct de vedere economic al impactului asupra siguranței și alte beneficii pe care le au aceste panouri, nu merită investiția. Metrorex a renunțat la ideea de a pune în toate stațiile sau într-un număr de stații semnificativ aceste panouri. Panourile de siguranță funcționează ca niște porți care se deschid doar în dreptul ușilor metroului atunci când acesta ajunge în stații. Practic, sunt ca o barieră între călătorii de pe peron și calea de rulare. Poate în unele stații foarte aglomerate ar putea să fie instalate, dar și acolo trebuie o analiză foarte atentă. Între timp, accidentele de la metrou se tot repetă. Astăzi, un bărbat de 44 de ani a căzut pe calea de rulare în stația de metrou Aviatorilor într-o posibilă tentativă de suicid. La fața locului au intervenit medicii și pompierii, dar bărbatul a fost scos de sub garnitura de metrou fără viață. Călătorii au fost nevoiți să aștepte minute în șir și spun că panourile de siguranță ar fi putut să ducă la evitarea incidentului. Sincer, am intuit că din cauza asta s-a întâmplat acest eveniment, nu am vrut să presupun. Însă cred că ar trebui implementată această decizie peste tot în București. Eu vin de la Aurel Vlaicu și am intrat într-un metrou, ăla s-a întors înapoi și au zis să așteptăm. 15 minute m-a așteptat prea mult, mă duc la următorul. Reprezentanții Metrorex susțin însă că proiectul se află încă în faza de autorizare. Abia după se vor face probe și se vor lua decizii. Revenim acum la știrea zilei. Tatăl care și-a ținut o statică propria fiică timp de aproape 30 de ore a fost dus la audieri. Vă invit să vedem acum primele imagini cu el de la sediul Inspectoratului de Poliție. Ce s-a întâmplat acolo? De ce a ținut-o pe fetiță aproape 2 zile? Ce revendicări ați avut dumneavoastră? V-ați certat? Continuăm News Time. Au scăzut dramatic speranțele să mai fie găsit cineva în viață pe râul Mureș după ce s-a răsturnat acea barcă în care se aflau 12 persoane. Trupul unui bărbat a fost scos din apă astăzi în timpul operațiunilor de căutare. Colega mea, Iulia Dumitrașcu, este în direct cu noi cu detalii despre această tragedie. Iulia, bine te-am găsit! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Într-adevăr, astăzi a fost a 5-a zi de căutări pe râul Mureș a celor 4 persoane dispărute, 2 bărbați și 2 copii. Și așa este, trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit. Este vorba de tatăl băiețelului în vârstă de 3 ani care a decedat duminică în seara tragediei, atunci când barca cu 12 persoane s-a răsturnat în râul Mureș. Bărbatul avea 29 de ani, urma să se căsătorească în luna iunie și duminică s-a urcat în barcă cu viitoarea soție și micuțul de 3 ani. Doar mama a reușit să fie salvată. Cei care au observat trupul neînsuflețit al acestuia sunt pompierii voluntari de la Semlac și imediat au cerut ajutorul scafandrilor de la ISU. Bineînțeles, căutările continuă la suprafață, dar și în apă, acolo în zona Periam din județul Timiș, dar și pe malul celălalt din județul Arad al râului Mureș. Se fac continuu căutări la suprafața apei, dar și în adâncuri. Sunt alocate foarte multe forțe de la ISU Timiș, ISU Arad, dar și ISU Caraseverin. Sunt zeci de pompieri, scafandri, sunt folosite foarte multe bărci și șalupe. Căutările, important de menționat, este că aceste căutări se desfășoară pe un spațiu mult mai mare, adică în zona Nădlac din județul Arad, dar și în zona Maco a Ungariei, pentru că în continuare, 3 persoane nu au fost găsite, 2 copii și un bărbat. Atât de aici. La revedere! Terenurile de sport vor putea fi date în folosință și în afara orelor de curs. Astfel, elevii vor avea parte de mai multă activitate fizică. Este o inițiativă prin care autoritățile încearcă să-i stimuleze pe elevi să facă mișcare. Mai ales că România este una dintre țările fruntașe ale Europei la capitolul obezitate.
Jumătate din copiii de 9-12 ani au probleme cu greutatea și sunt supraponderali sau au obezitate. Este realitatea cruntă cu care se confruntă România. Sute de copii suferă de obezitate, iar în ultimii ani vârsta de la care boala a început să apară a scăzut dramatic. Înainte de 2019, mai degrabă veneau în cabinet adolescenți de 14-16 ani care aveau de slăbit în medie 8-10 kg. Acum, copiii mici au deslăbit 8-10 kg și înseamnă copiii de 5-6 ani. Masa de grăsime era foarte mare. A plecat de la 27% masă de grăsime. Sunt cuvintele unei mame al cărei copil la doar 13 ani cântărea deja 82 de kilograme. Cele mai multe s-au acumulat în pandemie, iar mama recunoaște că alimentația proastă și lipsa activității au fost factorii principali care l-au adus pe cel mic în pragul obezității. Copilul n-a mai ieșit afară, n-a mai făcut sport. Evident că noi, stând în casă, ne-am îndreptat spre bucătărie, am gătit mai mult, inclusiv dulce, și nu a trebuit mult și kilogramele s-au acumulat. Pentru a mai scădea cifrele îngrijorătoare, autoritățile au introdus o lege prin care școlile vor fi nevoite să le permită copiilor accesul pe terenurile de sport și în afara orelor de curs, dar și în vacanțe. Ne dorim ca sportul și mișcarea în curtea școlii să redevină un obicei pentru copiii și adolescenții noștri. Cei mai mulți părinți aplaudă o astfel de inițiativă, mai ales că orele de educație fizică incluse în curricula școlară sunt insuficiente. Au acces în curtea școlii în afara orelor de program școlar toți locuitorii din comunitatea din sectorul nostru și nu numai. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în ianuarie, iar școlile au avut termen până miercuri să pregătească regulamentul de funcționare al terenurilor. Rămâne de văzut însă și câte dintre școlile din țară vor aplica noua regulă, mai ales că deocamdată nu există sancțiuni pentru școli. Cea mai instagramabilă stradă din România este zilele acestea la Timișoara. Celebrele umbrele colorate au fost remontate în orașul de pe Bega, iar sute de turiști au profitat de vremea bună ca să facă fotografii. Hey, cheese! Hey, cheese! Acest cuplu se numără printre turiștii străini care sunt fascinați de umbrelele colorate din centrul Timișoarei. The first is very colorful and excited and big city. To me, like, first I saw this, I said like we should definitely go there and I liked it very much. La câțiva pași distanță, doi tineri din Turcia și Azerbaijan și-au luat aparatul foto și profită de atmosfera de vacanță de aici. I'm a student and coming from Suceava to Timișoara for this street, also for this city. It's very amazing for us and I really like it, this street, and we take many, many photos with my friend and sharing in social media. Also, this city is the beautiful, and also this umbrellas is, we have the this street, but not like this. It's the bigger and the beautiful than my country. De la mic la mare, turiștii sunt încântați să găsească un loc plin de culoare. Peste 500 de umbrele colorate sunt o adevărată atracție turistică, așa că de moment o să profite și acest grup de școlari din Mehedinți, pentru că au venit pentru poze. Celebra stradă din Timișoara a fost lăudată chiar și de vlogări din străinătate. Umbrella Street! Yeah, this is a really cool, brightly colored street. This gives me a happy feeling. It really does, like you can't help but smile. Și localnicii sunt încântați de frumusețea orașului lor. Uite umbreluțele, mami! Ce frumoase s-a luat roșu! Uite, mama! Îmi place foarte mult, interesantă ideea, felicitări celui care a avut și a pus-o în practică. Ce să spun mai mult? Colorată? Foarte colorată, într-adevăr. Oamenii când vin la Timișoara caută o experiență în primul rând, caută o stare de bine, caută să descopere ceva nou, dar bineînțeles că toată lumea vrea să transmită asta și în lume. Creăm o atmosferă deosebită care poate spune mai mult decât cuvintele, în imagini ceva despre spiritul frumos al Timișoarei. Umbrelele colorate din Timișoara au fost montate prima dată în anul 2014 și de atunci sunt atracția turistică a orașului în fiecare an. News Time se încheie aici. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place.
Bună seara! La noapte cerul va fi variabil cu unele înnorări în nordul Moldovei și la munte, unde izolat va ploua slab, iar în nordul Carpaților Orientali, la altitudini mari, vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări spre sfârșitul intervalului în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade. Izolat se va semna la ceață. Mâine cerul va fi temporar noros, va ploua în special în zonele de munte, unde vor fi și descărcări electrice. În Carpații Orientali, la altitudini mari, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa în jurul celor normale la această dată și vor fi cuprinse între 15 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în Câmpia de Vest. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar maximele ajung la 21 de grade în Târgoviște și 22 de grade în Slobozia. În Transilvania cerul va fi mai mult înnorat, se vor înregistra 18 grade în Brașov și 23 de grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță vreme plăcută. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Maximele ajung la 22 de grade în Galați și 17 grade în Piatra Neamț. În vestul țării va fi o zi caldă. Ne bucurăm de vreme însorită, iar termometrul va indica 24 de grade în Oradea și 21 de grade în Reșița. În Oltenia se anunță vreme plăcută și destul de caldă. Se vor înregistra 22 de grade în Craiova, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea ziua de mâine aduce atmosferă însorită. Vântul va sufla slab, iar valorile termice ajung la 18 grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capitală, vremea s-a încălzit, am avut cer variabil cu înnorări temporare în a doua parte a zilei. Temperatura maximă a fost de 21 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu viteze la rafală de până la 30-35 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 8-11 grade. Mâine, cerul va fi variabil cu unele înnorări spre seară. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. La munte, cerul va fi temporar noros, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini mari, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 13 grade în Sinaia și 12 grade în Semenic. Un weekend excelent să aveți, indiferent de vreme!